Bine ați venit la etalarea lunii februarie pentru fecioare și haideți să vedem ce au fecioarele pentru luna februarie. Luna, 2 de monede, cavalerul de monede, 9 de bâte, 5 de bâte, hierofantul, asul de bâte, 5 de monede și 6 de cupe. Foarte interesant. Iar la bază, puterea. Și aveți și carul. Chiar vreau să mă uit să văd care este a doua. Deci aveți puterea. Asta înseamnă aveți de-a face cu un leu sau aveți de-a face cu un rac. Sau poate niște călătorii scurte pe care le veți face în luna februarie. Deci mulți dintre voi. Dar vă gândiți la o călătorie. Deci ceea ce văd eu aici este că vă gândiți foarte mult la o călătorie, poate pentru unii dintre voi este o călătorie spirituală, pentru că aveți de-a face, deci dacă le vedeți acum la cameră, aveți de-a face și cu 6 de spade sub car. Și asta vă spune că este ceva care voi poate întreprindeți sau poate vă gândiți la o călătorie. Pentru mulți dintre noi nu este posibil acum, dar momentul în care deja vă gândiți sau vă programați ceva, este posibil pentru unii dintre voi să faceți o călătorie peste ocean. Și aș ține mai mult să spun că este o călătorie, având în vedere că avem luna, cred că aș spune o călătorie spirituală pentru unii dintre voi. Pentru că aveți de-a face cu o schimbare majoră. Iar pentru voi, luna februarie este ceva care vă pune să fiți mai mult în echilibru. Energia principală pentru voi este 5, ce aveți în mijloc. Deci aveți 5 de bâte. 5 de bâte întotdeauna vine cu energie de foc, în momentul în care doriți foarte mult să realizați ceva, un eveniment, ceva care într-adevăr aveți oportunitatea să o faceți și mai ales că aveți împreună cu iarăși o energie de foc. Fie intră un leu în viața voastră, fie aveți niște întâlniri importante, o idee pe care o puteți organiza această lună, pentru că aveți de-a face niște schimburi de... Nu este un schimb de replici, este un schimb de organizare, de conversații importante. Aveți de-a face cu leul. Leul este reprezentat și în astrologie de soare. Deci doriți să faceți ceva în care să străluciți, să vă ducă la strălucire. Și aveți asul de bâte, ceea ce înseamnă că este un nou început în ceva. Și e posibil să fie chiar la începutul lunii. Chiar dacă este un mercur retrograd, pentru voi ideea respectivă a lua naștere mult înainte, da, întotdeauna după o retrogradare trebuie să vedem și detaliile respective. Dar ar fi bine să vedeți detaliile respective și să încheiați acea organizare după ce se termină retrogradarea. Deci Mercur retrogradează de pe 30 ianuarie în Vărsător, intrând prin retrogradare pe 5 februarie, dacă nu greșesc, în Capricorn și intră direct pe 22 februarie. Dar aveți foarte multe idei aici, deci ceea ce vă spune energia respectivă și este un nou început. Luna va aduce o energie foarte frumoasă, mai ales în privința relațiilor sentimentale. Dar acest 9 de bâte pe care îl aveți este un,
o restricție a voastră. Deci pentru cei care ați trecut printr-o dezamăgire, încercați să vă reluați, să zicem, echilibrul respectiv, iar noul acesta de bute este de fapt acel scut pe care l-ați făcut în jurul vostru. Deci pentru unii dintre voi poate fi un nou început în dragoste sau poate fi un nou început într-o muncă. Dar acum știți ce vă doriți. Deci pentru cei care au de-a face cu relația sau în dragoste, ei știu ce vor. Deci acum lasă loc în viața lor numai pentru ceea ce știu că va merge. Sufletul pereche sau persoana care într-adevăr să îi aducă la o completare. Mai ales că aveți pe aceeași coloană, pe coloană, dar și pe orizontală aveți hierofantul și asta înseamnă că pentru voi chiar și o căsătorie, dacă se termină, știți cum să vă detașați. Este ceva foarte... Și veți avea, cred că veți avea, unii dintre voi veți afla ceva care vă supără. Și asta înseamnă că veți schimba relațiile respective cu persoanele respective. Sau ceva v-a fost ascuns, pentru a nu spune că este o minciună sau o înșelăciune. Nu avem exact aceeași mesaj, dar asta mi se spune cu luna respectivă. Deci e ceva la care veți schimba în viața voastră. E un fel de ne protejăm, de azi înainte ne protejăm. Ceva care într-adevăr ne aduce. Cavalerul de monede, hierofantul și șase de cupe. Este o energie extraordinar de frumoasă în momentul în care avem de-a face cu ceva real. Pentru unii dintre voi poate fi o surpriză legată de un document, un contract, avem de-a face cu monedele, ceva care este real, palpabil, dar poate fi în același timp și ceva venit de... dintr-o dragoste veche sau poate de la soțul, partenerul anterior, pentru că aici aveți de-a face cu șase de cupe. Șase de cupe este viața anterioară. Vreau să înțelegeți că atunci când vine, cu, mai ales cu hierofantul, mulți dintre noi, pentru cei care cred, în toate viețile anterioare am avut un partener, fie am fost bărbat, femeie, ce am fost, dar partenerii respectivi, de fapt, au avut un rol important în oricare viață din prezent pentru a reapare. Deci, dacă a fost acel cineva pe care vi l-ați dorit, este la visul vostru, este ceea ce vine acum. Și mai ales cu mișcarea lui Venus, care este valabilă pentru toate zodiile, de pe 4 februarie până pe 16 februarie, Venus intră, pentru cei care vor fi atrași de astrologia vedică, va intra în, face tranzitul în constelația Nakshatra Shravana. Și asta înseamnă, ce reprezintă Shravana? Reprezintă urechea. Vorbele dulci, romantice. Chiar dacă este un Mercur retrograd, este ajutat de Venus aici. Cum? De pe 4, deci 4, 6, pe 6 de fapt se întâlnește cu Saturn cel sobru, care este acesta, iar Saturn face o curățenie. Deci în momentul în care veți vorbi cu cineva sau aveți de încheiat niște socoteli, veți fi foarte clari. Toată lumea asta va face și asta vă arată vouă, mai ales vouă, ca fecioare. Pentru că asta este acțiunea pe care o aveți aici. Este un fel de a face curățenie în viața voastră. Pentru unii dintre voi poate este chiar dureros să o faceți și vă simțiți că nu este locul vostru acolo. Dar veți fi foarte clari în ceva în care vă veți impune. Și tot ca informație pentru a o ști, pe 16 se întâlnește cu Mercur, Venus și atunci înseamnă că vei avea foarte multe mesaje pe care dintr-o joacă poate ai scris ceva și va fi o nouă idee pentru tine, pentru că aici ai foarte multă intuiție, este acea pasiune de a face ceva.
Este o energie extraordinar de frumoasă, acolo unde nu te-ai așteptat, un nou început vine în viața ta, acolo unde credeai că ești undeva lăsat pe din afară, apare cineva în viața ta care îți dă o idee sau poate este o idee foarte veche la care tu ai dorit foarte mult să o faci. Poate ai vrut să scrii, poate ai vrut să fii profesor sau să înveți pe alții. Deci e ceva la care într-adevăr va fi o pasiune pentru voi. Și haideți să clarificăm, să vedem ce avem aici. Nu este un mini, un medium rider. Și haideți să vedem ce avem. Clarificare. Ce ne mai poate da ca informație? Asul de cupe ne mai poate da informație. Mă bucur pentru voi. Asta este o nouă dragoste. Deci de ceea ce vorbeam aici. Aveam impresia că tot îmi spune să clarificăm asul acesta. Și acesta este o pasiune, o nouă pasiune. Deci, pentru cei care ați mers pe site-ul meu și ați văzut Gandata, punctul Gandata este foc și apă. Aici este foc și apă. Ceea ce înseamnă că apare ceva în viața voastră, acolo unde nu vă așteptați, nici măcar nu vă așteptați la acest ceva. Deci, poate e o întâlnire neobișnuită, poate este dragoste la prima vedere, dar este ceva care vine din trecut. Deci este ceva care trebuia să fie menit. Când am de-a face cu șase de cupe și am de-a face cu doi ași, pasiune, iubire, este ceva la care nu puteți să vă baricadați. Pentru că voi sunteți pregătiți numai pentru acel ceva. Deci este un fel de scoți din discuție imaturitatea, scoți din discuție tot ce a fost în jurul tău care nu te-a satisfăcut, iar acum știi ce vrei. Și acel ceva care vine în viața ta este o mare surpriză. Nu te aștepți. Deci, ceea ce mi-a dat aici, nu te aștepți. Vreau să clarific dacă acel ceva este din preajma ta sau din depărtare. Deci, drumurile scurte le vei face luna februarie. Regele de cupe. Este o persoană care te iubește necondiționat. Da, poate fi o persoană de apă, dar poate fi și o persoană care... Deci poate fi orice tip de zodie. Nu voi spune zodia respectivă, pentru că poate fi oricine. Mai vine încă un rege. Deci deja avem doi regi. Sau poate este ideea respectivă. Dar persoana care te iubește, da. Deci nu ne dă exact unde poate fi. În momentul în care avem asul acesta, înseamnă că poate fi de oriunde. Da, este o transformare imensă. Și poate fi într-adevăr scorpion. Mă gândeam la scorpion având în vedere regelui și mi s-a confirmat că este un scorpion. Posibil să fie luna, soarele, Venus în scorpion. Dar este o transformare majoră. Este ceva la care poate nu te-ai așteptat. Revine din trecut, dar este și ceva la care va trebui să curăți, să clarifici o situație. Deci în momentul în care aveți o clarificare a unei, poate o despărțire, vreau să văd ce ne spune Hierofantul. Hierofantul. Pentru fecioare. Șase de săbii. Magician. Da, este un mesaj extraordinar de frumos în momentul în care avem de-a face chiar cu decizia acestui hierofant. Deci poate fi într-adevăr o încăpățânare a cuiva în momentul în care nu vrea să te lase să pleci de lângă el. Dar
Asta nu depinde de el, depinde de tine, pentru că acestea sunt cărțile tale și magicianul întotdeauna își face viața așa cum dorește el și este și acțiunea lui Mercur. Deci chiar dacă este ceva lin, folosești limbajul, săbiile, pentru a realiza ce vrei și chiar dacă încăpățânarea acestei persoane nu îți va da un pic de furcă, vei ști cum să le rezolvi. Aveți doi de monede, asta înseamnă că orice tip, asta este adevărul, da, este imposibil să nu fie adevărul. Deci în momentul în care ceea ce explici aici este ceea ce simți, este adevărul, este o realizare pentru tine ca persoană, pajul acesta de săbi îți aduce o informație. Deci nu este o bârfă, nu te ții de bârfe, nu te interesează. Pe tine te interesează, de fapt, o legătură, o noutate, ceva la care, într-adevăr, să o poți folosi. Iar asul acesta îți spune că este ceva la care nu te-ai așteptat iarăși și este, într-adevăr, o mare realizare. Nu este numai începutul respectiv, este ceva la care într-adevăr te angajezi să o faci. Și cred că are de-a face și cu un document. Aveți de-a face și cu o surpriză legată de un document sau un contract. Aveți de-a face cu regele acesta de spade. Este posibil să aveți niște turbulențe pentru că aveți pajul acesta și asta înseamnă că cineva încearcă să vă pună bețe în roate, dar în același moment acest paj vă poate aduce și rezolvarea a unor probleme, având în vedere convorbirea, deci pentru a comunica cu persoanele respective. Dar acest as va aduce o satisfacție extraordinară. Și vă simțiți liber. În momentul în care aveți de-a face cu asul, asta înseamnă că vă simțiți liber. Pentru că este un adevăr. 6 de cupe. Ce vrea să ne spună 6 de cupe? Șase de cupe cu 10 de spade. În sfârșit s-a terminat ceva care a durut foarte mult. Deci treceți printr-o vindecare sau mai bine zis, acel ceva la care ați visat, care a durut, a luat sfârșit. Și aveți de-a face cu un 4 de bâte. Pentru cei care nu știu, 4-ul acesta de bâte ne duce pe o energie a succesului, ne duce pe o energie a unei legături cu cineva. Deci, dacă într-o viață anterioară ne-a costat foarte mult, o durere, acum în viața prezentă reapare. Și aici avem de-a face cu un cuplu. Dacă sezizați, pe această carte aveți de-a face cu 2 de 11. Deci este posibil pentru unii dintre voi, acesta este mesajul pe care îl iau, pe data de 11 să aveți o mare surpriză unii dintre voi. Și luați-o ca pe ceva menit, destinat. Nu vă puteți împotrivi. Chiar dacă v-ați făcut un zid în jurul vostru, nu vă puteți proteja pentru că este ceva menit. Este ceva venit din altă viață. Deci pentru unii dintre voi. Nu este valabil pentru toată lumea în momentul în care este ceva general. Dar acest lucru mi-arată energia, această energie prezentă pe care o aveți voi aici. Deci este imposibil. E ca și cum ați fost menit sau poate ați fost într-o relație, într-o viață anterioară și a revenit. Ați trecut peste ceva care v-a durut foarte mult și o vindecare, atât romantică, dar și ca suflet spirituală și ați ajuns aici.
Este una dintre cele mai frumoase cărți. Pentru unii dintre voi poate fi chiar o călătorie. Deci chiar dacă nu veți călători acum, veți organiza ceva, poate doriți într-adevăr să experimentați ceva, să călătoriți undeva sau să faceți niște contracte cu oameni care locuiesc în străinătate sau lucrează în străinătate, pentru că aveți de-a face cu 4 de bâte. Deci ceva se întâmplă, nu este pentru toată lumea la fel, dar ceva aici vă spune că este menit să se întâmple. Și este o energie extraordinar de frumoasă, deci chiar mă bucur pentru voi. Și surpriza voastră este extraordinar de frumoasă pentru ce doriți voi să fie acest lucru. Pentru unii poate fi o schimbare romantică, pentru alții poate fi chiar o ofertă, poate fi o veste bună, poate fi un cadou, o achiziție prin oamenii dragi, pentru că aveți de-a face cu cavalerul de monede și este din depărtare. Da. Optul acesta, Doamne, cum se clarifică și le voi întoarce, simt că se termină. Aici aveți un 8 de cupe, 4 de monede și 4 de săbi. O vindecare. Ieșiți dintr-o relație sau ieșiți dintr-un job care nu a mers. Aveți o inspirație a ceea ce doriți să faceți și vă puneți în echilibru. Avem de două ori această imagine. Doamne, cât de frumoasă! Deci voi lua pachetul întreg pentru a vedea ce este aici, sub Arhanghelul Mihail. Momentul în care vă schimbați, ieșiți afară din ceva la care poate nu a mers. Pentru unii poate fi un loc de muncă, pentru unii poate fi o relație, poate fi schimbarea locului din străinătate, o călătorie, unde veți merge. Deci pentru unii dintre voi, momentul în care se întâmplă această schimbare sau pentru unii dintre voi chiar ați poate chiar treceți printr-o perioadă de vindecare. Patrul acesta de săbi poate fi și ospitalizare. În momentul în care ați trecut prin acel ceva, acel lucru v-a făcut să vă schimbați o atitudine. Fie vă schimbați locul unde sunteți de proeminență ori sau posibil să călătoriți. Și care este rezultatul? Va fi pus în echilibru toată viața voastră. Deci numai atunci când decideți. Și atunci aveți și abundența financiară. Vin unele după altele. Deci în momentul în care voi decideți acest lucru, poate pentru unii dintre voi este foarte greu, aveți echilibrul, 10 de monede, 8 de bâte, deci o veste extraordinară, pentru un nou loc de muncă pentru unii dintre voi, dar eu aș spune că pentru unii această carte reprezintă și studiile. Este felul de a spune momentul în care te pui pe treabă și nu mai lași nimic în spate să facă alții sau ai revenit, se completează ceva. Și asta este. E în sfârșit pui în echilibru viața ta. Și acum am să vă arăt, vreau să vă puneți o întrebare în momentul în care vă uitați la acest videoclip. Iar aici avem două pietre, două cristale sub formă de mingi, deci rotunde, onyx și turcoaz. Onyxul întotdeauna reprezintă supărarea, este și în arabă numele de El Jaza. Iar turcoazul este simbolul prieteniei, a romantismului. Ceea ce vreau să vă spun este că vă rog să vă puneți o întrebare în timp ce ne gândim. Voi mai avea o singură carte de la îngeri și în timpul în care, după ce se termină această etalare cu acest înger, răspunsul la întrebarea voastră va fi da sau nu. Nu este onyxul, da este turcoazul. Deci până atunci puteți să vă gândiți, vor fi amestecate și voi scoate una din ele. Și haideți să vedem ce sfat aveți de la înger pentru luna februarie. Este o etalare extraordinară pentru fecioare.
N-am mai avut așa o etalare de foarte mult timp și mesajele care mi s-au dat. Și cred că este o lună de completare, de rezolvare a problemelor, de tot ce nu a fost rezolvat până acum. Deci ceva la care trebuia să rezolvi, fie cu rudele tale, fie ceva la care într-adevăr aveai nevoie de această energie. Vedem ce ne arată. Nu mai am loc unde să le pun. Yes! Deci, dacă acele... Deci, ceea ce ne spun este un da frumos, un da extraordinar de frumos. Vom vedea și pietrele. Deci, la ceea ce aveți, ceea ce am spus noi până acum și dorința voastră de a schimba ceva. Și am să vă arăt încă o dată că ceea ce am vorbit de o relație care nu vă așteptați, uitați-vă mai bine aici. Aici aveți focul, iar aici aveți apa. Este ceea ce vă spuneam. O schimbare de energie extraordinară, un echilibru extraordinar, ceea ce vă arată și aici, prin Arhanghelul Mihail. Focul și apa. Este o schimbare de energie. Vă transformați total. Este o transformare imensă a fecioarelor. Pentru unii dintre voi va fi una dintre cele mai importante luni din viața voastră. Lăsați curs vieții să fie așa cum este, pentru că nimeni... Suntem născuți să iubim. Păcatul nu este, sau iubirea mai bine zis, nu este un păcat atunci când iubești cu inima curată. Curățați ceea ce aveți în jurul vostru și clarificați situațiile în care sunteți. Pentru unii sunt obscure, pentru unii poate neînțelese de partener, dar va trebui să fiți un pic mai direcți pentru că vă va ajuta. Deci, pe 6 februarie aveți abilitatea de a clarifica ceva, chiar vă confruntați prin vorbe frumoase, clare, nu prin țipături. Deci aveți acea abilitate. Deci pentru toată lumea este valabilă acea dată. Venus cu Saturn. Saturn este obscur, este acea persoană înțeleaptă. Dar vă ajută să clarificați o situație. Oricare ar fi situația voastră din viața voastră. Iar acum aveți întrebarea pe care v-ați pus-o. Și să vedem care este răspunsul. Este Onyx. Și asta înseamnă un nu. Vă mulțumesc din toată inima. La revedere. Ne reauzim.